Zona de centru a județului este cunoscută pentru greutățile pe care zăpada și viscolul le creează celor care locuiesc în zonă. Cei aproape 600 de locuitori ai satului Smadovița din comuna Bâcleș s-au trezit că sunt rupți de restul lumii. Niciun utilaj nu a acționat pentru îndepărtarea stratului de zăpadă depus în ultimele 24 de ore. Am pe tatăl meu care are comoție cerebrală, mobilizat la pat și nu am nicio posibilitate de două zile, adică de a veni cu ocazii. N-am cum să ajung. Pentru această situație, edilul șef al comunei Bâcleș dă vina pe cantitățile mari de zăpadă care au căzut în ultimul timp. Un utilaj a acționat duminică seara pe cei aproape 10 km de drum. În cel mai scurt timp voi interveni cu utilajul propriu. Este o distanță de 12 km până la limita cu județul Dolj și sper că la noapte, la ora 10, la 11, să pot să-l redau din nou circulații în condiții destul de grele. L-am făcut aseară, la ora 10 și un sfert am plecat de pe el și acum nu se mai cunoaște. De o situație asemănătoare au avut parte și cei aproape 2000 de locuitori ai comunei Dumbrava. La orele prânzului, toate cele 10 sate componente erau izolate. Pe 10 km din drumul județean care leagă centrul comunei de restul lumii, niciun utilaj de dezăpezire nu a îndepărtat stratul de zăpadă. Ce se vede în spatele meu este drumul județean 606A, cel care face legătura cu comuna Dumbrava. După cum vedeți și dumneavoastră, zăpada pe el măsoară aproximativ 35-40 de centimetri și nu se vede nicio urmă a unui utilaj de dezăpezire. La scurt timp după vizita noastră și-au făcut apariția și utilajele de dezăpezire. Viscolul însă le-a îngreunat activitatea. Drumul spre Dumbrava a fost dezăpezit, însă este greu să vă dați seama de acest lucru din imaginile care se văd în spatele meu, deoarece în această zonă ninge în continuare foarte puternic. Deși niciun drum județean nu a fost închis mai mult de câteva ore, vicepreședintele Consiliului Județean s-a arătat nemulțumit de activitatea celor care asigură dezăpezirea. În apărarea lor, reprezentanții societății care acționează pe cei peste 100 de kilometri din zonă spun că au făcut tot ce le-a stat în putință pentru ca oamenii să nu aibă de suferit. Am suplimentat numărul de utilaje față de contractul care l-avem cu Consiliul Județean. Facem față. Nu am văzut material antiderapant, cu toate că în situația de lucrare anterioară a existat acest material, cu toate că prin contract este obligat să pună material antiderapant. Pentru această situație vom face o analiză chiar acum la Consiliul Județean Mehedinț, acum când vom ajunge acolo, și operatorul va primi sancțiunile contractuale care este necesar să le primească. Sancțiunile care pot fi aplicate firmelor care asigură dezăpezirea pe drumurile județene pot pleca de la diminuarea suprafeței pe care o au de dezăpezit și pot ajunge până la rezilierea contractelor.